Hai că m-am luat cu ziua târgului și cu neamurile și cu vizita la mătușa mea. Mi-am adus aminte că e ora 9 și am promis oamenilor că o să fac transmisiuni în direct în fiecare seară din campania asta electorală, pentru că e singura mea posibilitate de a mă face auzit fără bani. Și atât de tare m-am emoționat încât n-a reușit nici să scriu un titlu, nici să răstorn telefonul pe orizontală. Deci iată-mă făcând live-ul ăsta pe verticală, din eroare, din greșeală. Și vă anunț din start că nu o să stau foarte mult, pentru că sunt prima dată anul ăsta la Neamuri, la București. Și probabil ultima oară luna asta, pentru că mă întorc chiar în noaptea asta la Chișinău. Mâine vreau să fiu la microfonul liber în parc. Și deci o să călătoresc noaptea asta. Acum vreau să mai stau cu neamurile, dar pentru că am și interesul electoral să fiu văzut, să fiu votat, o să stau măcar 10-15 minute cu voi. Chiar din clipa asta pornesc posibilitatea de a intra în direct. Dacă vrea cineva, știu că pe verticală vii mai ușor. Și ați reușit de fiecare dată să intrați cu mine. Nu vă place vouă ideea de filmat pe orizontală. Acolo știu că mai greu reușit să intrați. N-am avut timp să mă uit azi foarte mult pe internet să văd ce se mai întâmplă. Am văzut că ceilalți contracandidați sunt ocupați de întâlniri cu alegătorii. Înțeleg că chiar și mâine, într-un oraș din Italia, își cheamă potențialii alegători și alegătoare trei candidate despre care am suspiciunea că ar fi reprezentantele guvernării. M-au chemat și pe mine, dar le-am zis mulțumesc, nu pot decât eventual, dacă vreți, pe Skype, pentru că sunt cu buget zero. Asta înseamnă că nu cheltui niciun ban ca să-mi fac imagine. Și nici nu cred că e moral să cheltui bani ca să-ți lustruiești imaginea, având în vedere că suntem și țara cea mai săracă și cea mai coruptă. Da, și eu sunt candidatul proletar, activist, eco-friendly, candidatul pe bicicletă. Amintesc că la alegerile din 24 februarie, la care se va alege un nou parlament în Republica Moldova, eu candidez pe circumscripția 50. Asta înseamnă că voi putea să fiu votat aici, în România, de exemplu, în Polonia, Ungaria, toate țările balcanice, în toate țările Uniunii Europene, de asemenea Marea Britanie, care încă n-a ieșit din Uniunea Europeană. Vor fi vreo câteva secții de votare în Marea Britanie, în Irlanda de Nord. Va fi secție de votare și în Norvegia, care nu e membră UE, și vor fi secții de votare și în Elveția. Deci, dacă sunteți în Europa, găsiți pe site-ul CEC sau pe pagina mea de Facebook, candidat independent Oleg Brega, găsiți lista secțiilor de votare, pregătiți-vă actele din timp, veți putea vota doar cu pașaport moldovenesc valabil, nu cu alte acte. Faceți-vă timp pentru 24 februarie, de dragobete, să mergeți la vot, pentru că nu va exista turul 2. Nu veți avea ocazia să alegeți între prima clasată în această circumscripție, despre care cam toată lumea știe cine va fi, și următorul, al doilea. Eu sper să fiu eu acela, chiar dacă vedem că pe site-ul Votum.md, între timp, peste noapte, a apărut actuala ambasadoare Stella Stângaci, care se dă candidată independentă. Nu, Brega nu e la cravată, Brega e într-o haină frumușică pe care am câștigat-o de pe undeva, nici măcar nu mi-amintesc unde. În Israel o să ajungă buletinul de vot, dar pentru circumscripția 49, eu sunt circumscripția 50. Israel a fost considerat ca fiind la est de Republica Moldova, deci veți putea vota pentru candidații care sunt și pentru China, și pentru Rusia, și pentru Ucraina. Deci Israelul nu-i cu Europa. A fost considerat Israelul fiind cu Asia. Așadar, cine sunteți în Republica Moldova, sau în Rusia, sau în Ucraina, sau
în Israel sau cei de pe continentul american, nu veți putea vota pentru mine decât dacă întâmplător la sfârșit de februarie dați o fugă până în România sau până în Italia să vedeți Veneția sau ajungeți poate pe la Stockholm unde avem ambasadă sau la Tallinn, la Riga. Doar așa veți putea vota pentru mine. Sunt pe buletinul MOV din circumscripția 50. Și ziceam că nu există turul 2. Aveți grijă pentru cine și cum votați în primul tur, în singurul tur, pe 24 februarie. Ar fi bine să faceți și muncă voluntară sau remunerată ca observator. Dacă aveți cineva posibilitate, curiozitate, stați pe lângă secțiile de votare, numărați câți intră, vedeți în ce fel se organizează alegătorii, cum sunt aduși, dacă observați ceva suspect care poate să ducă la fraudă, neapărat anunțați. Anunțați observatorii, anunțați organizatorii alegerilor, anunțați mass media, faceți un live așa ca mine, să nu permitem să fie furat votul, să nu permitem să fie păcăliți alegătorii sau cumpărați. Haideți să contribuim ca procesul electoral să fie cât mai deschis, cât mai democratic. O grămadă de lume a intrat și a comentat, zice despre Nicolae Botcroz că s-a retras, și-a retras candidatura. Eu nu am înțeles de ce a candidat, săracul Nicolae Botcroz, dar se pare că a avut cineva nevoie de candidatura lui. Zice lumea că nu întâmplător a primit permisiunea ca să construiască un bloc pe terenul acela pe care îl primise de la Tarlev. Cum să înțeleg, bicicleta ta nu ajunge aici, zice Guțu Victor, și probabil se află undeva într-o țară care nu intră în circumscripția 50. În Italia vor fi 29 de secții de votare. Și mă tem că sunt multe, dar nu suficiente. Am auzit că în nord-vest, înspre granița franceză, nu sunt secții de votare și oamenii sunt dezamăgiți că o să aibă de făcut drum lung până la Milano sau să vină încoace pe coasta venețiană. Și mă tem, atenție, că anume în Italia se pregătește fraudarea alegerilor, având în vedere că candidatele lor, una e fostă șefa direcției relații cu diaspora, alta e actuala ambasadoare. Vă rog să aveți grijă, mai ales cei din Italia, să nu ni se fure votul și să fie cât mai cinstit rezultatul votului. În Germania știu că sunt doar două secții de votare, atât cât e de mare Germania, nu știu cât de mulți sunt moldoveni acolo, dar guvernarea a decis că numai două secții de votare în Germania. Ion Negru zice, mai bravo ai fi dacă ți-ai retrage candidatura în favoarea lui Maia Sandu. În rest, riști să stai alături de Botgros, Chertoacă și restul, așa zișelor independenți. Îmi pare rău, Ion Neagu, dacă mă consideri pe mine Botgros sau Chertoacă. Eu nu o să-mi retrag candidatura, pentru că nu depinde votul Maia Sandu de voturile mele și mai ales mi s-a părut nedemn felul cum a procedat blocul acum și Maia Sandu cu propunerea mea de colaborare. Eugenia întreabă dacă sunt vegetarian, sunt chiar vegan al treilea an. Maia la Guta râde că am zis că sunt proletar, dar eu cred că da, sunt proletar, sunt zidar, am lucrat câțiva ani pe șantier. Am încercat să organizez un sindicat chiar în televiziune, când am lucrat nu la televiziunea publică, pentru că la cea publică am fost membru de sindicat fără ca să vreau și fără ca să-i simt prezența, ci într-o televiziune privată, cât am fost angajat câțiva ani, am încercat să constitui și am reușit să constituim un sindicat, dar a fost înnăbușit mișelește, ca să zic așa. De altfel, televiziunea ce e acum se dă tare democratică și o promovează pe Maia Sandu cu blocul ei acum. Iar pe mine nu mă cheamă nimeni nici la dezbateri, nicăieri. Iată de ce sunt nevoit în fiecare seară să ies în direct pe Facebook măcar. Cum reușești să fii așa de corect? Nu știu la ce se referă, la corectitudinea faptelor mele sau la exprimarea coerentă. Pentru exprimare am exerciții, am făcut facultate
la București și masterat la Iași și iată de 2 ani și trăiesc în România. Și faptul că urmăresc mass media românească, faptul că am avut destule lecturi în adolescență, faptul că am lucrat câțiva ani în radio și în televiziune, asta mi-a dresat papagalul și de asta sunt fluent în exprimare și poate dacă vi se pare chiar corect în exprimare. Până acum alte comentarii cu întrebări n-am văzut sau demne de citit. Nimeni până acum nu și-a anunțat dorința de a intra să comunice cu mine, dar să știți că nu stau mult, v-am zis, sunt în ospeție la mătușa mea, sunt și frații mei aici, deci nu o să stau foarte mult cu voi, pentru că și autobuzul acuși vine și mă grăbesc. Autobuzul acasă. Viorel Sava din circunscripția 51 încearcă să nu știu ce vrea să ne spună. L-am criticat data trecută când a Când a intrat în intrat în live live la de la volan. Volan. Acum Acum probabil probabil tot e tot la e la volan, volan, dar dar sper sper că că o o prins prins pe pe Veana. Veana. Uite, salut! Salut, Oleg! Noroc! Noroc! Nu, data asta nu sunt la volan și eu am luat ca atare critica atunci, ai văzut, nici n-am comentat-o. Dar eu sunt drept, cum tu ești liber, așa și eu sunt liber, fac și fac de eu, unde vreau, live-uri de unde vreau, de pe bicicletă, din piscină, de la volan, din avioane, de fi. Ce vreau să spun? În primul rând mă bucur că ești sănătos, s-a trecut răceala. Sper Și că da, că altfel nici nu mai porneam la drum. ăștia care ți-au spus să te retragi, n-au decât să retragă ei de unde vor și când vor. Eu toți candidat independent, tot mulți îmi spun să mă retrag. Eu o să mă retrag dacă o să mă retrag, când o să vreau eu, dar nu de asta că o să-mi spună. Și asta te recomand să ies faci. Și Botgros s-a retras candidatura, spune lor, să nu-ți mai compare cu Botgros, eu n-am înțeles de ce s-a retras-o. Asta e ultima informație care am înțeles că a anunțat că se retrage în favoarea muzicii. De parcă când a decis candidează nu era muzicant, știi? În rest, vând din spate sau de unde vrei, că la tine am înțeles că e bine suflet din toate părțile. Ne vedem în următorul live. Ne vedem Ne în vedem în Parlament, ai Parlament, vrut. ai vrut să zici. Da. Doar că era zic lumea, hai băi că este de să văd deputat. Eu chiar mi-aș dori să polemizăm și de ce nu să susținem proiecte comune sau să blamăm cele care o smiroasă a corupție, a prostie și a interese. Cred că Moldova ar avea de câștigat cu un deputat al de tine. Cu chiar dacă uneori am viziuni diferite de ale tale, dar te respect pentru spiritul combativ, pentru modul în care abordezi viața. Chiar dacă mă ataci uneori, te mai atac și eu alteori, asta înseamnă luptă politică. Sau cum vor e? Să ne întâlnim doar la beții, la saună și la... De acord. Și e penibil să ceri să retrag omul omul ca ca să nu mai ai din mai cine cine alege, să te alege, duci la să te duci la votare, votare pentru cu cel timp timp sovietic, sovietic, să votezi singurul sovietic, candidat. Da. Oamenii care îndeamnă să ne retragem. Noi, din contra, cu toți fim susținuți și cumva încurajați, băi, tineri care încearcă să... Ce-am făcut eu sau tu rău? Mi-am depus candidatura, că în loc stau să mănânc găluște sau sarmale, să beau vină de sărbători, am îmblat prin frig, prin zăpadă, prin ploaie, prin noroi, am adunat semnături. Acum pentru ce mă retrag eu? Ce rău v-am făcut eu? Voi sunteți în drept, votați cu cine vreți, ca și în cazul tău. Votați-o pe Jana Dark, dacă n-aveți cine vota. Care eu mă întreb pe mine și întreb pe ești din diaspora. Dar ce caută Maia Sandu în diaspora, ești candidat? Dacă e candidat pe listă de partid. Dacă e așa de tare, lasă și retragă numărul 1 de pe lista de partid. Participe doar circunscripția europeană asta. Totuși, Viorel, că te-am prins în direct acum, direct, așa acum aveam și aveam de gând să enunț o părere despre candidatura ta. Mi s-a părut că foarte pios așa vorbești despre candidatul Ghilețchi. Ești și tu religios și nu, cumva de la Biserica Baptistă, este șeful tău de biserică. Nu, Oleg, eu povesti cu Biserica Adventistă, unde mama mea este creștină și este într-adevăr, eu am crescut în Biserica Adventistă, când am fost copil, la mine acasă. Mama a rămas cu 3 copii și s-a găsit refugiu și alinarea în Biserica Adventistă. Eu nu... Dar nu da, înțeleg nu care e diferența. E mare diferență între Adventistă și Baptistă, da? Da?
băi, eu sunt două culte, cum ar fi, nu știu, Biserica Ortodoxă și Catolică. Până la urmă tot cred deci în diferit. Nu doar numele. Mama mea și acum este adventistă. Eu știu pe de rost Biblia și mama mea a citit-o în mare parte. Eu nu pretind a fi creștin. Eu cred, dar în ce vreau eu și când vreau eu, mă rog la Dumnezeu fără de intermediari sau la cine mă rog eu, încă nici pentru mine eu n-am decis cine sunt eu, ateu sau credincios. Tot fel de două feluri. N-am numele și conștiința mea, mi judecătorul meu suprem. Bun, eu am suspiciunea că blocul acum l-a delegat pe un candidat foarte slab pentru conscripție, anume ca să asigure victoria lui Ghelețchi. Oamenii care cred, poate nu-i judec, la au drept să creadă sau să nu creadă, exact cum noi avem anumite rezerve. Dar cum a folosit el biserica inițial din Moldova, baptistă, și acum pe baptiștii din America. Din America, mie mi se pare asta lipsit de bun simț. Nu că nu-i crește în este, dar mi se pare cumva contrar tuturor bunilor practici. El mai degrabă sau mai târziu ea să înțeleagă, dacă nu vor să înțeleagă acum, că asta doar îi folosește. El vrea cu orice preț devină deputat, reprezentantul diasporii din America și Canada. Eu vreau cu orice preț ca el să nu devină. Din contra, am făcut obsesie din asta și o să-i spun acum public. Băi, domn Ghelețchi, hai să ne retragem amândoi. Mă retrag eu ca candidat independent, te retragi tu. Astăzi, acum, eu te anunț, eu sunt gata să mă retrag dacă se retrage Ghelețchi din cursa electorală. Asta pot fi artificii. Ai văzut că mine au propus o declarație. Adresare că mai Sandu se retrage și eu am cercetat o declarație că era scrisă chiar la Plahotniuc în birou. Oleg, uite, ascultă de mine. Eu în fața ta stă un bărbat acum. Dar nu contează, asta e atitudine sexistă. Știi dacă ești bărbat? Nu, pot fi de orice. Eu pretind că sunt bărbat. Nu e vorba de atitudine sexistă sau nu știu de care. Eu sunt bărbat născut prin firea mea. De atât nu vreau acum să spun ce înseamnă diferența dintre bărbați și femei. Ea există. Sau nu există. Decât anatomic. Anatomic, frate, ea există. Și bărbații se deosebesc. Acum văd că ecoul e mare. Da, cer scuză. Eu îmi asum declarația mea. Dacă Ghelețchi se retrage, mă retrag în secunda 2. Sau mă retrag înaintea lui cu o singură condiție că el se retrage. Las rămâin când circumscripția 51 ceilalți candidat și câștige cel mai bun. Bine. Mulțumesc, Vera. Hai, noroc. Noroc, bine. Într-adevăr, la el se auzea ecou foarte tare, pentru că are sunetul un difuzor dat tare. E bine să ascultați, dacă vreți să intrați în direct, tot așa cu căști ca mine, dacă le aveți. Dacă nu, asta e situația. Suportat. Sper că nu v-a supărat foarte tare și ecou-ul meu. Deci vă avertizez, nu stau foarte mult, o să mai citesc vreo 2-3 comentarii. Dacă mai vrea cineva să intre acum un minut, 2-3 în direct, îndrăzniți. Dacă nu, o să vă las să merg să mai vorbesc cu familia, că după aia abia la primăvară, dacă o să ne mai vedem. Ion Negru zice să mă retrag și am explicat de ce nu mă retrag. Cum înțeleg, bicicleta ta nu ajunge aici. A, da, am citit asta, dar n-am aflat unde anume. În circunscripția uninominală 34 a Partidului Democrat din anii noi este Alexandru Jizdan. E un paradox mare. Dovadă că poliția este independentă. Mai e funcția de ministru, e o funcție politică, n-ai ce să reproșezi. Poliția ar trebui să fie independentă. Au făcut ei tot felul de reforme, dar totuna, poliția subordonează ministerului. Finlanda votează în Tallinn. Păi, dar eu la Tallinn și-am zis că este secție de votare. N-am zis de Helsinki. Sau poate a întrebat cineva mai devreme de unde poate vota în Finlanda. Salut, Oleg, nu cred să câștigi Plaha, Mărlanu, încurcă iețele și se face tot posibil să nu câștige. Păi da, dar vedeți că în cazul meu anume că nu Plaha mi încurcă iețele, ci s-a băgat Maia Sandu peste mine. Da, foarte bine că s-a băgat. Lasă-o să se bage, să câștige și să o vedem la guvernare. Să vedem ce face la guvernare. Eu oricum, poate nu sunt politician, eu sunt amator așa.
Da, ea e politiciană, a fost ministră, să vedem ce o să facă în funcție de prim-ministru sau speaker al Parlamentului. Tamara Antoneac ne salută, mă bucur pentru tine, sper să fie ales, să fiți mai mulți. Doamna Antoneac, sper că aveți pașaport și că o să mă votați acolo unde sunteți. Știți că era cândva în Spania, după aceea a ajuns în Germania, nu știu pe unde e acum. Toți trebuie scoși la dubală, n-ai cu cine în Moldova vota, zice Alex. Ba, uite că avem pentru cine vota. Aș fi avut chiar cu cine candidat, nu știu de ce ei m-au ignorat și acum îmi reproșează unii că de ce nu mă retrag. De ce să mă retrag? Pentru că există Maia Sandu. Maia Sandu ar fi fost civilizat să coordoneze cu mine, să-mi spună, băi, nu te băga aici că mă bag eu, să-mi zică, du-te. M-aș fi băgat în circumscripție 51 în Statele Unite, aș fi concurat chiar cu mare plăcere cu Ghileschi, mai ales că ei au un candidat slab. Dar nu mi-au spus, am aflat despre candidatura ei doar când am spus la televizor, pe 2 ianuarie. Eu deja strângeam semnături și eram tot la București pe 2 ianuarie. Dacă nu treci aceste parlamentare, te facem primar de Chișinău. Da, ori mai fi alegeri, o să candidez poate la alegerile locale. O să vină europarlamentari în România, nu mă pierd, nu sunt ultimele alegeri. Acum și nu vă dați de ceasul morții că salvăm nația. Trebuie salvată nația în fiecare zi, cu proteste, cum face Brega, cu datul în judecată. Și alegeri, cât mai des alegeri. Eu v-aș ruga să-mi dați detalii despre cum aș putea să votez din România. Cu pașaport moldovenesc valabil, găsiți o secție de votare aproape de dumneavoastră. În București vor fi două secții de votare. Știu că erau două secții și la Iași, dar nu știu de ce a rămas numai una la consulat. Știu că este secție de votare la Suceava, la Bacău și la Galați. Mai e pe la Sibiu, mai e la Cluj-Napoca, în Brașov, în orașele mari. Sunt 12 secții de votare în România. Pregătiți pașaportul moldovenesc și identificați până atunci unde e secția de votare potrivită. Nata Scobioală zice că mă susține. Mă bucur, Nata, fă-ți și tu pașaport și dă o fugă până la Iași, în România. Pentru că acolo, în Republica Moldova, nu mă puteți vota. Atunci trebuie să inițiem lupta de clasă, zice Maia Laguta. Dar n-ați văzut un proletar artist pe bicicletă care crede în evoluție și nu în revoluții? Iată, eu sunt de acela proletar. Proletar, artist pe bicicletă, revoltat. Prefer să fac proteste în toată ziua, toată viața, decât să vărsăm sânge la o revoluție și să vină alți mafioți în loc la guvernare, niște profitori. A fost revoluția aici la București, a fost revoluția în 2009 și am văzut ce efect au revoluțiile. În țara noastră lumea e ca fabula lui Krylov, Racu, Broasca și cu Știuca. Dar și Donici a făcut o replică și zicea, și omul nostru zicea despre trasul în diferite părți. Eu cred că e bine, asta înseamnă democrație, pluralism și de asta insist să rămână în cursă, să văd cum câștigă circumscripția Maia Sandu în competiție cu un candidat civilizat. M-aș fi bucurat să avem și polemici și dezbateri, dar dacă nu ne cheamă nimeni la dezbateri, iată, ea îmblă acum la Paris, nu știu pe unde, eu sunt la București și nu avem ocazie să ne întâlnim, să polemizăm. O să polemizăm poate când o să ajungă la guvernare. Poate tu ai vrea să faci ceva, dar n-ai cu cine, că o să fii blocat, zice Alex. Londra votează la Stratford, Finlanda la Tallinn. Oleg, dacă îmi descarc muzică în telefon și o ascult online, înseamnă că am piratat? Nu cred. Dacă era disponibilă online, înseamnă că e disponibilă, înseamnă că e cu acces public. E nevoie de oameni noi. De cei până acum au furat și trădat poporul? Cum ai proceda la schimbare, Oleg? Uite, anume așa aș proceda, aș vota oameni noi. Cine a mai fost în Parlament, mai ales dacă a fost la guvernare, să rămână pe din afară. Oleg, după câte suflete ai ajutat în Republica Moldova, ai șansă să câștigi cele mai multe voturi. Ei bine, doamnă Antoneac, nu-i chiar așa. Ar fi fost așa dacă nu concuram cu regina opoziției, cu Maia Sandu. Dacă ești tare trist, ia pozitiv, te rog. Eu personal, oameni depresivi, nu votez. Dar nu mai sunt trist. Sunt derutat cumva că v-am zis, n-a reușit să dau titlul la live-ul ăsta și am început să filmez. În loc să apăs ceva, am apăsat butonul și a început live-ul și atunci n-am mai zis. Am început să vorbesc.
Și oricum mă simt cumva jenat cu martori dincolo. Cred că o să intru acolo și peste ei să vi-i arăt ca să nu ziceți că mint, că aș fi în ospeție. Văd că ei deja s-au conectat, uite, de pe alt telefon și atunci, dacă prezintă interes live-ul meu, o să intru peste ei. Vasile Nicoară zice că ecoul e mare, nu se înțelege nimeni, nu cred că a fost așa de mare. În Parlament sunt mai mulți deputați decât cetățenii în Moldova, deja nu a mai rămas nimeni în țară, dar voi vreți aleși. Vrem. Voi nu vreți să avem Parlament în Republica Moldova? Vreți să-l numim pe Plahotniuc împărat pe viață și să nu mai trebuiască alegeri? Îmi pare rău că n-am posibilitatea să te votez. Dacă nu votez Brega, nu votez pe nimeni. Pavel Pascari, eu zic măcar să mergi la vot și să strigi buletinul ca să nu ți-l folosească cineva. Că și eu cândva votam contra tuturor. Mi-amintesc chiar acum 5 ani la europarlamentari, eram întâmplător chemat la Stockholm, la Internet Forum și am votat acolo pentru europarlamentari. N-am avut pentru cine, Remus Cerne n-a putut candida independent, politicianul pe care îl simpatizam o vreme. Și atunci am dat cu ștampila în toți. Dacă îmi descarc asta, am răspuns. Ce ai schimbat tu până acum, Pavel Carpov zice? Am schimbat felul de a gândi și de a se comporta la mulți oameni simpli ca mine, care îmi urmăresc faptele și încearcă să le imite. Și oameni deseori mă întâlnesc cu ei și îmi spun că am acum mult curaj, când mă întâlnesc cu polițiști nu mai intră inima în pământ, când intru la primărie știu că primarul e angajatul nostru și trebuie să fie în slujba noastră și nu mă simt speriat de el, cunosc drepturi elementare fundamentale și mă simt mai liber. Eu cred că așa trebuie să fie cetățenii și mă bucur că a fost contagioasă activitatea mea până acum și multă lume s-a umplut de curaj. Și dacă am schimbat un pic din mentalitatea concetățenilor mei, credeți-mă că e mare lucru, mai ales când o faci fără partide, fără bugete, fără granturi, ca să zic așa. Grigore Munteanu zice, Oleg, ești bun de primar la Pepeni. Nu, nu cred că vreau să fiu primar la Pepeni. Nu cred că vreau să mă întorc să trăiesc la Pepeni. Că eu voi fi proletar și voi fi artist, dar nu sunt țăran. Am crescut la țară, am tăiat și eu sfeclă, popșoi, curățit la vie, cules pierje, poamă, dar nu mai vreau. Nu mi se pare tentant să mai lucrez la coada vacii. Și cu vacile am fost la păscut, și cu oile, și am mus caprele. Dar nu mai vreau, nu mi se pare interesant. Mai interesant e în oraș, totuși, pentru fire artistice ca mine. Salut, Oleg, din Portugalia, cu buletin vom putea vota aici? Nu, doar cu pașaport valabil, cu pașaport moldovenesc. Da, cu pașaport italian. Poți vota în Italia? Poți vota la alegerile italiene, Tatiana. Cum poți să întrebi așa ceva? Pentru alegerile din Republica Moldova nu poți vota decât cu acte moldovenești. E penibil să întrebi, da, cu pașaport izraelian. Nu. De ce în Republica Moldova nu putem vota? Puteți vota, dar eu nu pot candida acolo pentru că acum sistemul mixt înseamnă că independenții pot candida doar pe circunscripții uninominale. Și eu am ales să candidez pe circunscripția unde trăiesc. Sunt de 2 ani mutat la București și candidez în circunscripția 50. Bun, văd că oamenii mă ajută și dau răspuns celor care pun întrebări. În mod sigur, eu când ajung mâine acasă, voi răspunde la întrebările care sunt mai importante și voi comenta comentariile care sunt mai importante. Citesc doar ultimul comentariu, vă rog să nu vă supărați după asta, cred că o să ies. Nu știu cum ai să câștigi tu, că acum sunt hoți și bandiți la putere și ei sunt prea mulți, dar tu ești singur. Eu de mult mă gândeam să fii tu la putere, îmi zice Alexandru Uncu.
Mulțumesc, Alexandru Uncu, mulțumesc și celor care au privit și chiar celui care a intrat cu mine până acum în discuție. Mă duc să vă arăt neamurile care ori vrea să apare în cadru, după care o să închid. Ne mai vedem mâine de la Chișinău. Am venit să vă arăt neamurile. Cine vrea să apară cu mine în cadru, să vină aici. Fratele meu Sergiu și fratele meu Vitalie și mătușa mea Rodica. Văd că și verișoara mea Marcela vrea să se vadă și mătușa mea Maria. Și-a făcut ochelari noi și fericită. V-a dus plăcinte de la pepeni. V-am pupat. Stai că vrea cineva să intre în direct. Stai să mă duc chiar la bucătărie dacă vrea cineva să... Sau tu vrei să intri în direct? Cine e acolo? Nu. A apăsat cineva aici. Frija, Sergiu. Da, trebuie. Dar văd că intrați și tu, toți intrați și vă uitați aici. Ce vreți să faceți? Dar cum? Arată cine se uită. Ți-am dat și like-uri și... Stai că intrați Sergiu Frijă. Da, salut, Sergiu. Hai zi. Mă întorc la bucătărie dacă vreau omul să vorbească. Hai zi. Candidez în Republica Moldova sau în România? Bă, înțeleg că e complicat, oameni buni, dar mai explic o dată. Candidez pentru Parlamentul Moldovenesc. Dar alegeri se fac și în afara țării. În plus, s-au dat și 3 locuri în Parlament pentru diaspora. Deci eu candidez pentru Parlamentul Moldovei din partea diasporei europene. Și dacă candidez din partea diasporei, pot să mă votez numai în diaspora. Deci candidez din România pentru Republica Moldova, pot să mă votez în România tot pentru Republica Moldova. Înțeles? Aha, bine, mulțumesc. Dar din Republica Moldova nu te pot vota, da? Nu te pot vota. Pentru că independenții nu pot să candideze pe circunscripția aceea națională. Acolo numai partidele pot să candideze. Și buletinul acela cu partidele, cu 15 partide, o să apară în toate secțiile de votare. Numai că acolo independenții nu pot să candideze. Eu aș fi vrut așa, cum a fost data trecută, să mă voteze toată țara. Dar n-a fost posibil. Ați văzut că se revolta și mai la Gota, că de ce nu e posibil așa ceva. Și iată, ea n-a candidat deloc, s-a supărat, a boicotat. Eu totuși am zis, hai să aleg o circunscripție. Și am ales greșit. Dar dacă aș avea cetățenie română, poți să ai și a Israelului, n-are nicio relevanță. Nu poți să votezi cu cetățenii străini pentru pașaportul, pentru Parlamentul Moldovei. Îți dai seama. Bine, mulțumesc, o să ar bun. Noroc. Bun, acum chiar că o să închid, dacă nu mai e nimeni în așteptare. Hai că v-am arătat și neamurile și frigiderul cu magnete. Pa, am închis.